Petrolul Rapid, meciul de prezentare al Lupilor pentru noul sezon, este în pericol să nu se dispute. Asta din cauza faptului că deocamdată stadionul Ilie Oana nu are certificat de siguranță. Motivul îl reprezintă turnicheții de la intrările în arenă care nu funcționează. Administrația stadionului, reprezentată de Clubul Sportiv Municipal, spune că există un termen până pe 2 august să rezolve această problemă. Până atunci, Clubul Petrolul poate apela la un serviciu de ticketing și, dacă face acest lucru, trebuie să anunțe Inspectoratul Județean de Jandarmerie Prahova, cel care este arondat la Liga a doua. Oficialii Petrolului își doresc ca această problemă să fie rezolvată cât mai repede. Un motiv în plus ar fi și că meciurile de pe teren propriu ale galben-albaștrilor vor fi televizate începând cu noul campionat. FRF a anunțat încheierea licitațiilor demarate privind atribuirea dreptului de transmisie a meciurilor de fotbal disputate în Cupa României și în Liga a doua Casa Pariurilor, în următoarele 3 sezoane. În urma analizării tuturor ofertelor primite, ambele licitații au fost câștigate de 3 grupuri media, astfel că meciurile din cele două competiții vor putea fi urmărite în următoarele 3 sezoane fotbalistice pe cele 3 canale de sport care transmit și Liga 1. În pachetul negociat de federație cu câștigătoarele licitației a fost inclusă televizarea a 4 partide din Liga a doua în fiecare etapă. Petrolul este una dintre candidatele la promovarea în Liga 1, iar astăzi și-a încheiat stagiul de pregătire din Slovenia cu cel mai tare test de până acum. Trupa antrenată de Leo Grozavo a jucat împotriva formației croate Slaven Belupo, una dintre grupările importante din campionatul vicecampioanei mondiale.